Deci dacă adăugăm la aceste concepte despre egalitatea congregației, despre egalitatea mădularelor, adăugăm la ele ideea despre alegere, și nu mă refer aici la predestinare, ci la democrație, la faptul că, de exemplu, Biblia vorbește despre ori despre alegeți dintre voi, da? Desemnați dintre voi prin ridicare de mână. Voilà! Peste noapte avem un mod de guvernare a bisericii. Toți suntem egali și egalitatea asta alege dintre ei niște oameni care să o conducă, da? Avem guvernarea congregațională și democratică. Problema este dacă această guvernare este biblică. Ca ea să fie biblică, congregația trebuie să înțeleagă rolul ei și autoritatea ei și cei care fac parte din slujitorii duhovnicești, din conducerea bisericii, dacă vrem să o numim așa, trebuie să înțeleagă autoritatea, rolul lor și responsabilitățile lor. În primul rând, care este autoritatea și responsabilitatea congregației, a membrilor? Ce a fi membru într-o congregație creștină este o funcție, este o slujbă bazată pe o chemare care ți-o dă Hristos. Am văzut deja că responsabilitatea bisericii și ca atare responsabilitatea membrilor este să afirme și să protejeze mărturisirea și mărturia Evangheliei. Asta este rolul bisericii. Da? Biserica este temelia și stâlpul, sau stâlpul și temelia adevărului Dumnezeu. Noi avem rolul să afirmăm Evanghelia și avem rolul să protejăm Evanghelia. Și mesajul Evangheliei și mărturia Evangheliei prin viețile noastre. Biserica, adică membrii ei, este responsabilă să răspundă corect la două întrebări. Și anume, este aceasta o mărturisire evanghelică? Ceea ce spunem, ceea ce comunicăm lumii, este aceasta mesajul Evangheliei? Și în al doilea rând, este aceasta o mărturie, adică o viață de credință în conformitate cu Evanghelia. Asta este esența conceptului biblic a rolului congregației, da? Și vom elabora lucrul acesta imediat. Nu dacă trebuie să zugrăvim roz sau gri. Vă implor, zugrăviți gri, nu roz, că este urât de tot, da? Opinia mea. Nu ăsta este rolul. Să avem dezbateri pe lucrul acesta, ci să veghem ca și adunare, să ne asigurăm că ceea ce comunicăm, ceea ce proclamăm, este cu adevărat Evanghelia și ceea ce trăim și felul în care trăim reflectă cu adevărat Evanghelia. Asta ar trebui să fie preocuparea noastră întotdeauna în biserică, ca și membri. Da?